Cimleul Silvaniei, îmbrăcat vineri 24 iunie, de ziua universală a ei, straie tradiționale și a adus comunitatea cimleoană și nu numai la un loc, toți purtând simbolul tradiției în suflete și bucuria de a fi împreună în jurul unor valori ce vorbesc despre noi ca popor și mai ales despre noi ca sălăjeni. Ia, sau mai bine spus, spăcelul specific acestei zone, a fost vedeta populară a evenimentului ce a oferit celor prezenți momente artistice, presărate cu condimentele preparatelor culinare specifice zonei și asezonate cu băuturi ce încântă cu note aparte papilele gustative, toate pe un portativ de trăiri patriotice, ce vorbesc despre responsabilitatea ducerii mai departe a simțului de apartenență, mai ales acum în prag de centenar. Mulțumesc, să rămână, doamnelor, domnișoarelor, bună ziua, domnilor! Atunci când mai multe persoane își doresc să facă ceva frumos, fiind de data asta inspirate de data de 24 iunie, ziua ei naționale, și dacă își doresc cu adevărat, se pare că și reușesc. Și vreau să vă mulțumesc pentru că acum aici, pe mine și nu numai pe mine, cred că pe mulți și pe ani, în afară de sentimentul ăsta de bucurie pe care îl avem, avem și un sentiment de mândrie. Vreau să vă mulțumesc tuturor acelor care v-ați implicat și ați făcut ca acest eveniment să se întâmple și dacă timpul n-a ținut cu noi. Și sper să nu uit pe cineva, o iau de la stânga la dreapta. Mulțumesc în primul rând familiei Borz, care au fost cei mai importanți în crearea și dezvoltarea acestui eveniment, pentru că au fost cei care au legat pe toți pe care îi vedeți aici și mă bucur că se întâmplă ce se întâmplă astăzi, grupului de la Bădăcini, producătorilor locali care sunt aici, grupului Silvan Art, grupului de voluntari, tuturor acelora care au ales astăzi să fie aici. Eu vă mulțumesc din suflet și iată că această mândrie de a fi român se poate exprima astăzi în orașul nostru și vă felicit pe toți aceia care ați ales să veniți îmbrăcați în straie populare sau în ia noastră românească. Mulțumesc și mult succes tuturor! A urmat imnul ei, cântat de un grup de tineri în suflet, ce au vibrat în acorduri majore la chemarea evenimentului. Să-mbrăcăm în ieri România, să-mbrăcăm.
Spuneți-ne ce v-a inspirat în momentul în care ați compus versurile imnului Silvaniei. Ea mi-e dragă de când eram copil, la noi spune Spăcel, și am fost îndrăgostit de ea. Mie mi se pare că îți dă forță momentul în care o îmbraci, ești ca într-o platvă și nu te poate atinge nimic. Și am profitat de faptul că în sfârșit s-au organizat zilele ei. Și am scris poezia, pur și simplu, am scris ceea ce simțeam. Iubesc ea, am iubit-o din totdeauna, ador ea. E în sufletul meu și nu o ia nimeni de acolo niciodată. În trei cuvinte, descrieți-ne ce simțiți în momentul în care auziți că această piesă este cântată pe versurile pe care dumneavoastră le-ați compus. În primul rând îmi umple sufletul de bucurie. Că am reușit să scriu ceva care să meargă la sufletele celorlalți. Îți mai mult de trei cuvinte, nu? Nu, e un sentiment de mândrie. Și eu iubesc țara asta, iubesc România, iar ea face parte din România, România. Printre momentele artistice, participanții au putut gusta produse tradiționale locale, cu gust și poveste, ce au făcut din această primă ediție a sărbătorii Iei un eveniment al orașului, cu povești despre trecut și viitor, într-un prezent al asumării și al dragului de a valorifica specificul șimleoan, mai ales acum în prag de centenar, când gândul trebuie să fie îndreptat spre simțirea sufletului. Și pentru că șimleul are cu ce se lăuda, la eveniment au fost prezente standuri ale diferiților producători locali, ce au servit scopului de a ilustra tradiția prin degustare de vin, pălincă, brânză, miere, sarmale, clisă și ceapă. Ce are această sticlă pe ea? Cu ce e îmbrăcată? Această sticlă are o ie făcută manual, făcută chiar de mama mea și de mine. Doream să fim cât mai în temă cu tema iei, ziua iei. Așa că am vrut să fim puțin mai deosebiți și să o scoatem în evidență pe Silvania, deoarece am început doar de anul trecut, înainte de Crăciun, am scos lotul cel nou și dorim ca oamenii să ne observe așa cum suntem noi, tradiționali, deoarece folosim metoda tradițională șampenoas, o metodă bine cunoscută de toți băutorii de vin spumant. O altă vedetă venită de această dată de la Bădăcin, de la familia Vâlcăoan, a fost Țuica de Piersici, câștigătoarea mai multor premii. Pălinca de piersici de anul acesta a fost prezentă la concurs în Ungaria, la Quintessence Polica, și a fost premiată cu titlul de campion absolut al concursului și medalia de aur. Am luat 8 medalii, am fost cu 7 produse, deci dublu medaliată a fost pălinca de piersică. Calitatea produselor, lifezile proprii ale familiei Vâlcăoan, care ne furnizează materia primă, de fapt brandul nostru este Vâlcăoan Valentin, și pălinca de Bădăcin, amândouă sunt înregistrate. Ce să vă mai spun, de la toate fructele scoatem sâmburii, le fermentăm în hală cu temperatură controlată, recipienții sunt dotați cu stații de răcire pe aborhoturilor și tehnologia, grija și factorul uman este foarte important. De la băutură trecem la mâncare și povestim despre bucuria gustului autentic al sărmalelor cu păsat și la produsele lactate din lapte de capră, 100% naturale. Bine, ce împărțiți acolo? Sărmăluțe cu păsat. Au trecut și mai avem. Solicită lumea de tura următoare, data următoare. Spuneți-ne care e rețeta de au trecut așa de bine. Păi, păsatul ăsta e tradițional la noi, așa se face. Timpul nostru, când eram copii, așa ne făceau părinții, mamele noastre. Pisat, cernut, măcinată. Deci grăunța măcinată, cernută, făina.
și a apărit un pic, când e post, să face numai ceapă prăjită un pic cu ulei și pus amestecat și condimente, piper, din astea. Deci ca la sarmalele normale, numai fără carne în post. Astea au fost cu carne. Câte sarmale ați pregătit azi? O oală de 20 de litri. Suficient, dar nu a fost de ajuns, a fost multă lume, toată lumea a servit. Am venit cu produse din lapte de capră, 100% capră, produse bio, eco-naturale, din șimleul Silvaniei. Avem caș maturat de capră, telemia cu ardei roșu, cu mărar, telemia crudă, adică laptele de aseară, mulți l-am adus astăzi aici și a trecut că nu mai este lădiță deloc. Și brânză de burduf, care este foarte bună. Revenim la obiectul devenit leitmotivul acestei sărbători, IA, ce a adus, așa cum era firesc, o expoziție de I de pe Valea Barcăului. Spuneți-ne cu ce exponate ați venit azi la sărbătoarea IA-ei. Am venit cu mai multe exponate, dintre care cele tradiționale, primele făcute de mine, după modele tradiționale din zona, din regiunea Barcăului, zona Valcău, Preuteasa, după niște modele vechi găsite. Și pe urmă am început să fac modele mai noi, pe pânză de intopit, alte tipuri de pânză, culori deosebite, din toate zonele țării inspirate, modele florale, tot felul de modele care se poartă ziua de astăzi. Care e specificul IA-ei Sălăjene? Specificul IA-ei Sălăjene depinde de zonă. Sunt zone unde se poartă cele două culori, roșu și negru, în special, sau roșu și albastru, cum am văzut la Valcău. Am model făcut, dar nu aici. Și pe urmă toate culorile reprezentative, verde, albastru, roșu, culorile simbol, cele mai importante din spectru. Ducem povestea ei mai departe la cele care le cos și care ne spun că mai de mult exista obiceiul de a coase batiste ce se purtau la I. Spuneți-ne ce faceți acolo. Cos o batistă pentru costumul popular. La noi, la costumul popular, se poartă și batistă, care, bineînțeles, când se duc cândva, când mergeau fetele la horă în sat, la dans, la băiatul de care le plăcea și juca cu el și era transpirat, le dădea și se șteargă cu batista. Acum nu, dar nu la toată lumea, numai la care le era drag de el, dacă nu le plăcea, nu le dădea. Și era o mândrie pentru fată batista, cu cât era mai frumos lucrată, cu atâta fata era mai pricepută, mai hărnicuță. Spuneți-ne cum se coase o batistă, de ce avem nevoie? Avem nevoie de pânză, în primul rând. Poate fi o pânză de cânepă sau poate fi o pânză de in, țesută ideal, dar să cosea și pe jolj. Pânză din comerț, jolj, așa cum se numește. Și apoi ne mai trebuia să colorată și un pic de dragoste, că fără dragoste nu poți să faci nimic. Un pic de dragoste. Batista se dădea și la încredințare, așa, la logodnă. Pe final ne îndulcim cu miere, diferite sortimente, miere de salcâm, miere polifloră, miere de rapiță, miere de mană, fagure, tinctură de propolis, căpăceală, polen, crud, uscat, toate naturale, produse din stupina proprie, cu asta ne ocupăm. Cum se leagă aceste produse de povestea acestui eveniment? Aceste produse sunt 100% din șimleu. Bine, mergem și în pastoral cu albinele pentru a face, de exemplu, miere de mană, nu o pot să faci aici. Mierea de salcâm, de exemplu, este chiar de la Măgură. Locuim în șimleu Silvaniei, în grădină avem albine și polenul la fel, din șimleu. Și cu? A venit cu turta de asta dulce tradițională. O să facem mai de mult aici la noi în zonă. Bombane, turta dulce, mărgeluțe, rățișor de făină, zahăr, deci cât mai bio încercăm să facem și cu colorant alimentar. Spuneți-ne în ce măsură este reprezentativ acest tip de produs pentru noi, pentru români?
Astea au fost dulciurile și a copilăriei mele și a părinților noștri, deci din bătrâni, turta dulce sau jemble, cum se zice aici în zonă. Este un eveniment pe care l-am gândit, într-adevăr, prima ediție, un eveniment care se leagă de sărbătoarea națională a ei, sărbătorită la 24 iunie a fiecărui an. Și ne-am gândit să invităm pe șimleoan și pe cei care au dorit să ni se alăture în casa noastră, o casă în care ne-am adus tradiția, ne-am adus sufletul, ne-am pus sufletul aici și împreună cu partenerii noștri din Bădăcini, cu instituțiile care ne-au ajutat în acest demers, am reușit să îmbrăcăm astăzi oie, portul nostru tradițional, și să reprezentăm cu succes acest moment. Este în acest an al centenarului Marii Uniri un lucru extrem de important pentru noi, să ne promovăm valorile identitare, iar ea face parte din aceste valori identitare pe care noi astăzi, la șimleosilvaniei, încercăm să le ducem mai departe și să ne promovăm așa cum ar trebui și cum trebuie, de fapt, în întreaga lume. Așa a fost prima ediție a sărbătorii Silvan Iei, un eveniment ce a transmis un puternic mesaj de comuniune și implicare în transmiterea tradițiilor spre viitoarele generații și respectul pentru păstrarea simbolurilor naționale.